Mă bucur tare mult că m-ați chemat și abia așteptam să vin la voi și în primul vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați oferit-o. Nu mă așteptam să fie atât de frumos cu afișele filmelor în care și serialelor în care am jucat. Am luat contact cu partea asta artistică, cred că prin clasa a treia, a patra, cam pe acolo. Căutau un copil să se ducă să reprezinte școala printr-un moment artistic și anume cântat. Eu fredonam, cântam pe acolo pe la școală, dar nu știam că mă pricep atât de bine. Eu habar n-am, nu știu portativul, nu știu nimic. Eu mă numesc Curechis, că așa am auzit și eu mai târziu că așa se numesc, curechiști. În noapte mă trezesc, chiar pot să fac treaba asta. Și de acolo a început ușor să meargă treaba. Am luat locul întâi atunci. Ușor s-a înființat și trupa de teatru, altfel, înființată de directoarea de pe vremea aceea, Anca Târcă, căruia îi mulțumesc și în ziua de astăzi. M-a ajutat foarte mult la începuturile mele. Bună, Silviu! Bună, băiat! Felicitări pentru podcast! Mulțumim, doamnă rectoare! Love you! M-ați făcut să blâng. Ah, asta nu mă așteptam. M-a spart. Da, cu ce să mai vorbim? Salutare cinefani, bun găsit la o nouă ediție de Cinefan Podcast. Este vineri seară. Dacă nu v-ați uitat până acum la podcastul ăsta, nu știți ce ați pierdut, pentru că suntem deja la sezonul 3, episodul, nu știu exact. 45. Da. 45, mai avem 5 episoade și facem jumătate de secol. Așa. Ne găsiți pe YouTube, evident, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe Instagram, pe TikTok, peste tot, dar cel mai bine să vă uitați în seara asta când avem premiera, pentru că avem un invitat foarte, foarte important, ca toți de până acum. Evident, bineînțeles. Nu mai invitat important, zice, da. Păi alții lăsăm să se ducă la alte podcasturi. Invitatul nostru de astăzi este un actor pe care l-am remarcat în seriale de succes, în scurtmetraje, filme, iată, care are lungmetraje de succes acum, și într-un spectacol care mie mi-a plăcut foarte mult, l-am văzut de două ori deja. Și eu niciodată. Este vorba de Mamma Mia. Da. Nici o problemă, pentru că va fi în decembrie acum. Bun venit, Silviu Mircescu! Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, și mă bucur tare mult că m-ați chemat și abia așteptam să vin la voi și în primul vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați oferit-o. Nu mă așteptam să fie atât de frumos cu afișele filmelor în care și serialelor în care am jucat, plus afișul ăsta mare aici, plus, bineînțeles, pentru că Batman. Eu sunt fan Batman și bine, aici m-ați... E cel care contează, Michael Keaton. Adică Michael Keaton, da, Michael adevăratul Keaton. Adevăratul Batman. Da, să știi că mie mi-a plăcut foarte mult și Christian Bale. Da, bine, mi-a plăcut foarte mult. Variantele mai noi, da. Da, da, da. Bay. Adică venind în nou, el mi-a plăcut cel mai mult. Da? Da, da, da. Ben Affleck? Ok. Deci ești DC fan, da. Clar, da. Nu? Da. Marvel, clar, nu? Clar. L-am pe Batman și aici tatuat. Adică nu se pune problema. Am tatuaje și cu Joker și cu... Sunt fan... Și am acasă o grămadă de chestii cu Batman. Știu, inclusiv că am citit. Băiatul meu, i-am cumpărat foarte multe chestii cu Batman, băiețelul meu. Îl faci pe el fan. Da, 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 dar tot timpul îmi spune, tati e Batman, așa spune. Și încă o chestie foarte mișto, îi mulțumesc lui Alex Bogdan, colegul Alex Bogdan, actorul. Da. Alex Bogdan, a pentru că a fost pe la voi, da, și mi-a făcut cadou un costum Batman, costumul lui Batman, dar o variantă foarte, foarte reușită. Foarte reușită și nu l-am îmbrăcat niciodată până acum. Nu l-am îmbrăcat, dar abia aștept la un Halloween sau ceva să mă îmbrac în el și o să vă trimit o poză să mă vedeți. Dacă știam, da. Veneai îmbrăcat în Batman. Da, și... l-am acasă, da, și e foarte mișto, foarte mișto. L-am văzut la el pe Instagram, l-am văzut îmbrăcat și zic, nu pot să cred, unde ți-ai cumpărat chestia asta? Și mi-am cumpărat-o de pe net. Ah, super tare. Și la o săptămână mă sună. Ce faci, mă? Bine. Hai să dau costumul. Zic, acum vin. M-am dus direct și mi-a făcut cadou și o carte. O carte cu, DC. DC, da, cu benzi desenate, da. Da. Foarte mișto. Văd că am început în forță cu DC, ai un vibe extraordinar. Mulțumesc. Trebuie să spunem că iar suntem la final de zi, tu ai avut repetiții până acum și iată că totuși ești foarte fresh. Sunt mă bucur foarte că fresh pentru că cu asta am energie. Da, am energie, cu asta mă ocup și îmi place foarte mult să interacționez cu oamenii, că cu asta mă ocup. E prosumator. După o zi, da, după o zi plină, în fiecare zi mă trezesc cam la 6:30 dimineața, sunt în picioare. Mă și culc de vreme dacă nu am filmare de noapte sau ceva, dar îmi place să-mi organizez ziua în așa fel încât să mulțumesc pe toată lumea. Adică să-mi fac și eu pe ale mele, cum ar fi sportul, sala sau chestii de genul personale sau ce mai e de rezolvat, dar și pe partea de muncă, jobul meu important, ce anume actor. Să merg la repetiții, la ce am de făcut, la filmări, la voi, la podcast, la ce am de făcut, unde trebuie, unde am de alergat. Da. Bun. Actor. O luăm cântăreț, cu începutul. Da. Dansator. Începem de unde vreți voi. Începem cu începutul. De unde vreți voi. Le ai pe toate. Ești un fel de om orchestră, așa, un actor polivalent, nu? Sau multilateral dezvoltat. Da.
Și din câte știu, chiar și de chiar de acolo, de la chestia au cântatul, ți s-a tras drumul spre actorie. O să vorbim un pic mai încolo. Deocamdată, spune-ne cum a început prima oară treaba asta. Prima și prima dată am luat contact cu partea asta artistică, cred că prin clasa, nu știu să-ți spun, vă spun exact, a treia, a patra, cam pe acolo. Cam pe acolo s-a întâmplat minunea. Cu, a fost un casting, cum îl numim noi în ziua de astăzi, pentru un festival. Un festival între școli, pe faza zonală, acolo la mine. Eu nu sunt din București, apropo, sunt de lângă, da, de lângă, la Pucioasa. Și căutau un copil să se ducă să reprezinte școala printr-un moment artistic, și anume cântat. Eu fredonam, cântam pe acolo, pe la școală, dar nu știam că mă pricep atât de bine. Cântam ce auzeam pe la televizor, pe unde... Unde te antrenase? Nu, nu aveam niciun antrenament. Ce? A, sunt un foarte bun urechist. Uh-huh. Eu nu știu să citesc pe note. Eu habar n-am, nu știu portativul, nu știu nimic. Eu mă numesc urechist, că așa am auzit și eu urechist. Mai târziu, că așa se numesc. Călăutarii. Exact. Adică eu imediat îți iau nota, cum îmi spui, mă înveți odată și imediat o prind. Adică nu... Drept dovadă de aia joc și musical-uri, pentru că le prind imediat. Și joci foarte bine. Mulțumesc, musical, să ajungem și acolo. Doamne ajută, Doamne ajută. Și am făcut chestia asta... Involuntar cântam pe la școală, pe unde, prin pauze, profesoara, învățătoarea de atunci m-a auzit și zice, ia du-te și tu la proba respectivă, dacă tot cânți pe aici și tot ca privighetoarea, în loc să mai bine să înveți, stai și cânți. Și m-am dus, oamenii au fost super mulțumiți de mine și au zis, da, tu trebuie să mergi. Eu? Și de acolo a început ușor să meargă treaba, am luat locul întâi atunci, după aia ușor am trecut la faza județeană, am luat locul întâi și la faza județeană, nu s-a mai făcut faza pe național, dar atunci, în fine, nici nu mai contează, dar pentru mine era foarte important că mi-a zis, bă, zic, eu chiar pot să fac treaba asta. Și ți-a plăcut? Și mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut pe scenă, mi-a plăcut, adică chiar mi-a plăcut și am cântat niște melodii foarte grele, adică pe vremea aceea Andra noapte mă trezesc să cânte problema. A, și încă o chestie foarte mișto a fost că eu m-am dus la concursul respectiv cu o melodie cântată de o femeie. Da. Pentru că aveam vocea mult mai subțire atunci, aveam vocea mult mai subțire și în noapte mă trezesc. Bine, eram mai sus atunci. Și eu am zis, wow, ce tare cântă copilul. După aia am reușit să cânt la un moment dat, mi-aduc aminte perfect, am cântat My Heart Will Go On, Celine Dion. Melodia din Titanic, adică pe Titanic, bune. Unde femeia la un moment dat urcă destul de sus. Adică, și am făcut chestia asta, ușor s-a înființat o trupă de teatru, și anume trupa de teatru Altfel, înființată de directoarea de pe vremea aceea, Anca Târcă, pe care o stimez și căruia îi mulțumesc și în ziua de astăzi. Te-a ajutat? Foarte mult. Foarte mult. M-a ajutat foarte mult la începuturile mele. Am spus tot timpul chestia asta și o spun cu mâna pe inimă, pentru că dacă nu era dânsa, poate că nu apucam să îmi dezvolt latura asta artistică atât de bine. Da, pentru că tot o menționez, înseamnă că a fost un Da, a făcut niște eforturi pentru mine destul de mari. Vă dau un exemplu scurt, adică când aveam concurs, ștrimetea șoferul, pentru că aveam pe cineva la școală care se ocupa cu mașina, să mă ducă pe la festivaluri, de exemplu, pentru că atunci erau alte vremuri, era puțin mai greu. Părinții mei erau la muncă, nu prea avea cine să te ducă atunci. Nu e ca acum, știți? Da. Adică, da, și acum multe chestii. Multe chestii a făcut pentru mine, da. Multe chestii a făcut pentru mine și m-a susținut tot timpul în treaba asta. Dușeuri cu marmeladă? Da. Apropo, da, mă duceam să cumpăr... Bine că mi-am zis, ai auzit chestia asta, da, mă duceam N-am auzit-o. E, nu. mă duceam să-i cumpăr bușeuri cu marmeladă de la școală și lua tot timpul două în plus, ca să mi le dea mie. Știi că n-ai povestit asta niciodată. N-am povestit-o? Și atunci unde știi? Hai să arăt ceva. Am găsit o poză. A, nu pot să cred. Ce tare. Cine este? Doamna directoare. Bună, Silviu. Bună, băiat. Felicitări pentru podcast. Sunt și astăzi alături de tine. Uite, sunt în grădină. Vreau să-ți spun că sunt foarte mândră de tine, de actorul complet, care înseamnă astăzi Silviu Mircescu. Mi se pare că e o poveste, mesaj despre educație, care ar trebui să ajungă la cât mai mulți profesori și să-i motiveze în a se apleca asupra fiecărui copil, pentru a le asculta poveștile, pentru a le identifica talentele și pasiunile. Aveam ore de engleză la clasa ta și vă învățam tot felul de cântecele și ți-am descoperit vocea. Am văzut cât de bine cânti și te-am chemat la mine, ți-am dat un CD cu o melodie a Andrei, care era pe atunci la modă. Ți-am spus să o înveți și apoi ne întâlneam în bibliotecă și tu îmi cântai și te trimiteam înapoi, spuneam încă nu e bine, mai exersează și tot așa, până ai cântat-o perfect
Și te-am inclus în programul sărbării de Crăciun și a fost prima ta, primul tău mare moment de glorie. Te-am inclus în trupa de teatru a școlii, trupa noastră, de care sunt sigură că ți-aduce aminte cu drag altfel. V-am dus la festivaluri de teatru naționale, de teatru școlar, am fost la Arad și la București. Iar dacă ți-aduce aminte, la București am primit marele trofeu George Constantin, chiar de actorul Claudiu Bleonț, care este coleg mai nou. Deci sunt foarte mândră de tine. Nu există, cred că, mulțumire mai mare pentru un profesor decât să vadă că foștii lui elevi au ajuns adulți de succes. Și vreau să spun în încheiere că mi se umple sufletul de bucurie atunci când mă suni și când aud o voce inconfundabilă care îmi spune: ce mai faceți, doamna directoare? Mulțumim, doamna directoare. Mulțumim. Mulțumim, doamna directoare. M-ați făcut să plâng. Păi și tu ai făcut-o pe dânsa să plângă la premiera de la Chicago. Ne-ați făcut și pe noi să plângem și vă mulțumim mult că ne-ați ajutat cu acest mesaj. Asta nu mă așteptam, mă spart. Dar cu ce să mai vorbim? Păi, ce da, să mai uite, vorbim? Vedeți, ați văzut că s-au potrivit foarte bine poveștile, exact cum am povestit, am povestit și doamna directoare și eu vă mulțumesc și vă iubesc, doamna directoare. Dânsa mi-a povestit de treaba cu bușeurile. Am crezut că am zis-o, am crezut că eu tot timpul menționez și tot timpul povestesc, am povestit tot timpul, de exemplu, am mai povestit că asta, nu știu dacă a apucat să vă spună, mă... fiind copil atunci și mă... cum să zic... mă duceam tot timpul pe la dânsa pe acolo, prin birou, știți? Și mai prindeam cu tot cutie de cereale sau ceva ce avea în ziua respectivă să mănânce și ele dispăreau. Bineînțeles că vedea tot timpul, mă făceam sau să zicem că nu le luam de tot, adică da, jumate din cutie tot mâncam sau ceva. Și bineînțeles că vedea, dar niciodată nu mi-a zis, odată nu mi-a zis ceva să-mi zică, sau adică se făcea că n-a văzut și tot era bine. Și încă o chestie de menționat e faptul că acolo pe biroul dânsei avea tot timpul poză cu noi, cu clasa mea. Mm. Și cât a fost la școală, avea tot timpul o poză înrămată pe birou cu generația mea. O generație foarte bună, de altfel, cu oameni deștepți, cu oameni care au ajuns cineva în ziua de astăzi. Doar de la tine din clasă sunteți trei actori. De la mine din clasă suntem trei actori, eu cu Paul Diaconescu și cu Alexandru Sinca. Da, și ceilalți colegi ai mei au ajuns bine cu toții, fiecare dintre ei și-a văzut de drum. Da, și am avut noroc, uite, am avut noroc cu doamna directoare, pentru că a știut tot timpul să vadă într-un copil ce e mai bun. Că nu eram un învățat, adică, de exemplu, nu mi-a plăcut niciodată matematica, nu învățam deloc la matematică și nu-mi plăcea și tot nici timpul noi n-am fost bun spunea profesorului, da, spunea profesorului, lasă-l, domne, că omul ăsta o să vezi că o să facă altceva în viață, pentru că îl văd că e dedicat la ceea ce face și îi place foarte mult și e pasionat și drept dovadă că peste ani și ani m-am întâlnit cu domnul profesor pe care l-am avut la matematică, da, bun. Și m-am întâlnit pe stradă și am zis, vedeți, domnul profesor, că se poate și fără matematică. Asta măsura în care dânsul spusese înainte, Mircescu, te-am văzut la televizor și i-am răspuns, vedeți, domnul profesor, că se poate și fără matematică. Și adică, n-am mai zis nimic, n-am mai zis. Bineînțeles că am început să râdem amândoi și noi niciodată nu am purtat pică sau ceva, nu sunt genul de om care să zică: "A, tu ai vrut să mă îngropi sau ceva." Nu. Înțeleg și eu înțeleg, adică am înțeles tot timpul chestiile astea că nimeni, mai ales profesorii, nu ți vor rău. Dacă te ceartă sau îți fac ceva, îți fac pentru binele tău, e normal. E normal, dar atunci când ești copil, nu vezi așa. Zici că ceva are cineva ceva cu tine. N-are nimeni nimic cu tine. Da, dar e trebuie bine să ai un astfel de, știi, s-a întors roata. Bineînțeles, da. Și tu ai avut dreptate, pentru că ai mers pe drumul tău și a fost foarte important. Și zici că matematica nu ți-a plăcut, dar și în actorie, și în muzică, matematica e foarte prezentă. Bineînțeles, pentru că comedia e matematică. Bine, comedia e și farmacie. E comedia și farmacie, cu toții știm treaba asta, da. Da. Băi, vă mulțumesc tare mult pentru videoclipul ăsta. Cu mare drag, îi mulțumim și doamnei directoare. Și să mi-l trimiteți și mie, să-l am și ca amintire. Să-l am și mult. Vă mulțumesc, doamna directoare, și vă iubesc enorm de mult și, într-adevăr, o sunt tot timpul să-i mai dau de veste sau îi mai spun câteodată că sunt la nu știu ce emisiune sau că începe, cum au început serialele cu mine la televizor sau tot timpul îi mai dau de veste câte una câte alta, dar oricum vede pe Facebook, acum având acces la online și văzând toate chestiile astea, cam le știe pe toate. Și i-am scris pe LinkedIn, am găsit undeva că ai pomenit-o și am zis, ia să vedem. I-am scris, în 5 minute mi-a dat numărul de telefon, am vorbit cred că vreo oră jumate, mi-a povestit foarte, foarte multe. Este o profesoară foarte mișto și mi-a și dorit să am așa o profesoară. Când a schimbat foarte multe la noi în Puceasa, acolo, prin viziunile pe care le are și la cât de deșteaptă e și cum știe să facă toate chestia asta cu pedagogia, mi se pare ireal, adică ea
face în continuare coaching cu profesorii, da, și are chestia stocărit. Asta. Da, 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 e senzațional. A făcut foarte multe la noi. De la Halloween până la ziua culorii verzi, ne-a construit un laborator cu calculatoare, pentru că pe vremea aia nu se găseau, era foarte greu. Și a făcut o parteneria cu IBM pentru a veni a face, a învăța copiii să lucreze pe calculator. Eu vorbesc de niște ani, adică vorbesc de acum 20 ceva de ani, da, era greu. E grav, și foarte acum greu. Ce să mai foarte acum greu. A făcut niște chestii, a invitat niște veneau miniștri de pe vremea aceea, veneau tot timpul, noi aveam și rezultate de altfel. Pe toate planurile, de la artistic, vorbind muzică, teatru, dans, până la matematică, chimie, tot. Și era o disciplină, era tot timpul, toți cu uniforme, toți cu călcați, apretați, tot. Nu, adică nu exista. Nu avea un copil, era un copil care poate nu avea situația materială de așa natură încât să-și permită. Făcea în așa fel încât toată lumea să aibă, nimeni să nu se simtă exclus sau un minus. Adică a fost o chestie, inclusiv pe mine m-a ajutat cu foarte multe chestii atunci când eram, că poate, dau un exemplu, mergeam la concursuri cu același costum, cel de la școală, și mi-a zis, bă, stai puțin, hai să schimbăm un pic, să, da, dar știți că e o perioadă mai, e în situație materială, așa, a făcut în așa fel încât ne-am îmbrăcat pe toți, de exemplu, și pe, inclusiv pe mine când la solist vocal și la, când am făcut și un grup vocal de 4 inși care cântam și la fel, ne-am îmbrăcat pe toți, am făcut, cum se face, să avem toți aceleași cămăși, de exemplu. Simite și acum, aveam niște cămăși de alea, nu mai știu cum erau, creponate aveam toți, da, foarte mișto, adică s-a ocupat de fiecare detaliu în parte, inclusiv sărbările de Crăciun, ca am menționat, erau toate făcute cu un scenariu, făcute în așa fel încât să fie bine, cum... Bineînțeles, tot noi prezentatori, noi cântam, noi dansam, noi jucam, făceam de toate asta, generația asta despre care vorbesc, plus cei de la clasele mai mici. Practic ți-a dat un imbold foarte puternic în direcția asta. Cum am spus și la început, da. Da, a fost început, acolo a fost pedala. Eu făcând inconștient treaba asta, adică eu nu m-am gândit nici măcar o secundă, inclusiv în liceu, eu nu m-am gândit că o să mă fac actor. Credeți-mă pe cuvânt, eu n-am avut asta în minte. Și dat la jurnalism? Da, am fost la jurnalism un an de zile după ce am terminat liceul și abia după aia am zis, băi, totuși, hai să fac ceva cu talentul pe care l-am, că nu îmi plăcea acolo. Bine, am venit la București, hai la București la facultate, cum facem cu toții din provincie. Mergem la București, hei, la capitală, hai să mergem. Dar de ce să faci ceva ce nu-ți place în viața asta? Important e să faci ceea ce îți place și să nu cari în spate o meserie care nu te reprezintă. Și asta am zis și eu, băi, hai să fac ceva. Mă duc, dau la teatru, am dat pe ascuns, n-am știut nimeni, m-am dus, m-am pregătit. Cu banii bunicii. Cu banii bunicii am povestit asta, da, că m-am dus și am luat de la bunica, am zis, vreau să mă înscriu la facultate. Da, cum să nu? Care a fost primul proiect după aia? Scurtmetrajele, nu? De școală, cumva. Pe partea de film. Da. Da. Să ajungem și la film. Început cu teatru. Tu. Am început cu teatru prima dată. Am debutat în 2011 la Teatrul Odeon. Am regia Alina Nelega, Graffiti Dreams, o piesă scrisă de dânsa, unde domnul Florin Zanfirescu m-a chemat la casting atunci, pentru că castingul inițial a fost făcut cu clasa dânsului și i-a plăcut foarte mult de mine de când am dat la facultate. Și a zis, bă, eu cred că băiatul ăsta se potrivește cel mai bine, bineînțeles un rol de puștan, băiat de cartier. Te cam urmărește. M-au luat, da, apropo și de asta fac o paranteză, m-au luat cu dânsul în cabină, am stat cu dânsul în cabină timp de un an de zile, cât am jucat spectacolul. Și la un moment dat, după câteva reprezentații, am stat, eu așa m-am gândit, am văzut cam cum funcționează treaba, m-am prins, eu m-am bunghit, zic, cred că asta o să joc eu foarte mult timp dacă încolo. Zic, dar pe de altă parte, n-am altă față, ce să fac? Și zic, într-o zi am zis, zic, domnul profesor, zic, eu asta o să joc dacă încolo. S-a uitat așa la mine și zic, băi, Mircescule, important e nu că joci, cum o să le joci pe toate? Pentru că de la rol la rol o să-l faci și mai bine, și mai bine, și mai bine, și mai bine. Important e că băiatul ăsta de cartier să ajungă la un nivel. Că acul faci într-un fel, pentru că ești mai mic, mai o să te maturizezi. Și după aia a făcut o glumă foarte bună. De fapt, n-a fost o glumă, a fost o paranteză foarte bună de la dânsul, în care a zis, eu până la 40 de ani am jucat numai țărani. Da. După aia au venit compozițiile și la mine. Eu am jucat numai țărani până la 40 de ani. Că asta mi-era fața. Dar important e cum le-am făcut pe fiecare în parte. Ce am adăugat la fiecare în parte. Și așa e. Așa adică e. Faci frumos învățătură. Asta e învățătură, da, foarte frumoasă. În felul ăsta treci de la băiețaș de cartier la băiat de cartier. Băiețaș de cartier, băiat de cartier, după aia mafiot, criminal, le pe toate. Tătuțul, după aia interlopul suprem, după aia le e așa pe toate. Da, de la ăla care aduce pachetele de țigări până la ăla care o să stea după aia așa în scaun aici cum stăm noi și vorbesc cu voi. Și vă întreb, ia ziceți, ce ați adus? Ceva, hai. Da.
Oricum, din ce am văzut eu și ce am urmărit seriale și filme, nu te-ai repetat, adică nu ai avut un rol care să semene cu altul. Nu. Ai avut totuși grijă să schimbi, să fie nuanțe, personajele să fie cumva altfel, mai erai mai slab, ba mai gras, ba, da. Știi, cu părul lung, eu știu ce ți-ai mai schimbat. Am trecut prin toate situațiile astea, dar tot timpul am fost schimbat, tot timpul, ba ras, ba, adică am făcut și inclusiv fizice, cât și... la compoziție. Da, putem să o numim și compoziție, da. Ce a fost vreunul inconfortabil, așa? Inconfortabil? Nu, n-a fost inconfortabil, dar cea mai mare transformare am avut un visul. Mm-hmm. Un visul unde n-am fost niciodată atât de plinuț, să zicem plinuț. Aveam 98 de kilograme. Te-ai îngrășat special pentru rol? Măi, aici Cătălin tot timpul râde de mine, Cătălin pe care îl pup. Tot timpul râde de mine. Da, dai vina pe mine că te-am pus eu să te îngrași. Dar discuția a fost că mă vedea, m-a văzut că, nu știu cum, sau am povestit la un moment dat la repetiție la visul și am zis, băi, eu sunt că slăbesc, că nu știu ce. Terminasem sezonul 4 din Vlad, da. Da, în Vlad am fost mai mare, când am jucat mâna dreaptă al domnului Titieni, da, și bodyguard-ul și am zis că după ce termin Vlad mă pun să slăbesc. Am zis, ok, fiind la costum nu se vedea, zic, dar acum hai să dau și eu că nu poți să știi pe unde te duce drumul. Și atunci am zis, bă, uite că sunt lasești și bă, ce faci? Slăbești? Nu, dar nu vreau să slăbești, vreau să fiu un pușcăriaș cu burt, mai cu burtic, așa, mai cu... A, da, ok, ia să intrăm pe bord să vedem ce mai mâncăm și astăzi. Și am avut niciun problem, am dat în ele, n-am avut nicio problemă, o să vedeți în film când o să fie premiera, o să vedeți diferența. De fapt, ați văzut că am fost la TIF împreună, bravo, da. Ați văzut ce diferență e că acolo, eram tăticule, aveam aici investiție, nu glumă. Dar mi-a prins bine și în primul rând mi-a prins bine mie tot procesul ăsta te transforma, trece și prin chestiile astea. E foarte mișto. Foarte mișto. Și oricând sunt dispus, eu sunt deschis la chestiile astea. Orice cine vrea și ce vrea, dacă poți și pot să o fac cu mare drag. Adică eu n-am dat asta de nu mă tun, nu mi-au barba, nu. Nu, frate. E pentru, și pentru mine e o provocare de a te vedea omul și altfel. Și nu știu, poate în următoarele filme puteți să mă vedeți doar cu mustață. Ar fi tare, fără sprincene. Ar fi tare. Dacă nu știu, rolul dau un cere, exemplu. Da. Îl dau un exemplu. Blond, roșu, în cap. Uite, am un spectacol acum, apropo, că eu am venit la voi la podcast, am venit direct de la repetiții de la Teatrul Național, unde am un spectacol... Cu Maia Morgenstern. Da, cu doamna Maia Morgenstern și cu domnul Bodochi și cu Larry Georgescu și cu actorii de la Teatrul Național, în regia domnului Botond, Cuvântul Progres rostit de mamă sună teribil de fals, o piesă scrisă de Matei Vișniec. Asta tot e titlul. Asta e tot tipul, da. Cuvântul Progres rostit de mamă sună teribil de fals. Da, e foarte mișto spectacolul. E altceva. Și Matei Vișniec e într-o altă cheie, da. Am fost colegi la RFI. Ah, ok. Am înțeles. Regia Botond Noghi, un regizor tânăr, foarte talentat, când m-am înțeles extraordinar cu el și mi-a dat să joc un travestit, dar cu travestit, bineînțeles, mi-am păstrat barba, doar că sunt roșu în cap, cu tocuri de 255, cu un toc așa imens și la fel, a fost o mare provocare pentru mine. Foarte, da, dar abia așteptam să fac un rol de genul ăsta și oricând sunt deschis la orice, adică n-am... Foarte mișto și am construit împreună și a ieșit ceva... Super tare. Așa. Te întrebați, Emanuel, de scurtmetraje. Da. De scurtmetraje, da, să revenim la oile noastre. E unul unde te-am remarcat și la un moment dat i-am scris lui Emanuel, zic, bă, ăsta e Mircescu, okay. Vorbesc de Hello Kitty. Da, când am făcut documentarea pentru Paul Lipate, era în spate și parcă și cântai. Da. În mașină. Mai am un singur dor, exact. În liniștea ferii. Și nu mai știu exact. Îl țin, dar am ținut minte. Da, era povestea lui Milo. Milo Simulov, cu care am și lucrat, la Vlad și la Clanu. Eu nu eram sigur pentru că la un moment dat am găsit pe trecut, nu știu dacă, pe generic ești bine trecut, dar erai Mircioiu. Și eu zic, mă, dar cine e Mircioiu că Mircescu? Eu cred că a greșit. Și l-am corectat și eu, m-am uitat pe genericul scurtmetrajului și era bine, era scris. Nu, Mircescu, da. Informația n-a ajuns cred că e printre, tot. Cred că e primul meu scurtmetraj, dacă nu mă înșel. Da? Asta 2010. Milo. 5 prieteni care pleacă la mare și la sfârșit unul dintre noi se duce în valurile mării. Adică și între ei eu eram cel mai mic. Da, cu Paul Lipate, cu Corneliu Ulici, Sergiu Fleșner și Ionuț Vișal. Da, eu eram. Ce memorie fantastică are. Eu eram, da. Cum să e exersată. Oricum, dacă ține minte toate... Și foarte mișto că atunci am filmat cu Zoran Simulov, care e DOP-ul nostru de la Clanul și care am crescut împreună, practic. Adică când eu eram în facultate, bine, el mai mic ca mine cu 3 ani de zile, dar era cu 2 ani de facultate, pentru că am dat mai târziu. Da, și am crescut împreună și acum e... Da. Dar principal. Zoran și Milo sunt frații? Din ce știu eu, Zoran este nepotul lui Milo. Nepotul, ok. Deci și Milo acum știu, e DOP-ul, cred, sau regizorul chiar de la groapă. Da. Milo, da, da, Milo. Și care a fost și la Clanul. Da.
Oricum, eu am găsit niște scurtmetraje aici care, din păcate, nu am găsit cine le-a regizat. De exemplu, Teza pe două rânduri. Cei mai frumoși ani, te aștept de o viață. Adică Cei mai frumoși ani este lungmetraj. Da? Our Big Time este făcut de Wolfram Paulus, un regizor neamț. Tot așa, printre primele mele filme... 2011. 2011, da, tot așa. Da, 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 pe care l-am filmat undeva, dacă nu mă înșel, prin Buftea, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Unde jucam un locotenent, dar era o chestie cu o școală de copii, iar eu eram ăla mai mare, care era locotenentul, și știu că erau, rolurile principale erau doi băieți din Germania. Uh-huh. Și la un moment dat am avut, nu știu, am avut niște cadre cu ei, dacă mi-aduc aminte bine. Erau ăștia care făceau probleme, bineînțeles, și au evadat din internatul respectiv și m-am dus după ei, i-am căutat, i-am prins prin pădure, bineînțeles, le-am dat bătaie și i-am dus înapoi. Cam asta a fost. Cam asta am filmat. Dacă mă uit așa pe rolurile tale din scurtmetraje și din filme, mi se pare foarte funny că în evadarea scurtmetrajului unei atâția erai pușcăriaș. Dar și cât de mișto a fost scurtmetrajul ăla, să vă povestesc? Dar nu prea le găsim. Știți cât de mișto e? Păi nu, astea ce vedeți voi acolo, aia sunt niște examene. Dar noi, pentru că ne-au învățat de la școală, băi, treceți-vă pe CV, tot ce ați făcut, da, e normal, tot ce să nu ne trecem. Da, e normal. Dacă, da, și eu tot timpul eu la cei de la film n-am spus niciodată nu. N-am spus nu. Bă, dacă mă chemau să mă duc să fac o intrare, să zic bună ziua pe ușă, eu mă duceam și ajutam. Pentru că așa am fost învățat și mi se părea și mie normal, bă, hai să lucrăm cu colegii noștri de la film, să-i ajutăm, de ce să nu-i ajutăm, dacă eram acolo cu toții. Clar. Da, n-am refuzat niciodată. Și ăsta a fost foarte mișto, foarte mișto. Ăsta a fost făcut de un coleg arab, dacă nu mă înșel. Hassan Wissam. Da, 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 ceva de genul. Da, unde știu sigur că a fost o poveste foarte tare ca să-și termine filmul și a vândut mașina. No. Pentru că nu aveau atât de mulți bani să le dea de la producție și a vrut el să facă o chestie. Au construit în studioul de la școală o celulă, dar făcută într-un fel și cu producția să iasă foarte bine. Avea un smart, dacă nu mă înșel, o mașină și l-a vândut ca să poată să-și termine filmul. Wow. Și e foarte mișto că eu tot filmul cu Conrad Merikofer joc. Merikofer se vede, dar eu tot filmul vorbesc. Eu vorbesc, îmi auzi vocea. Din celula de lângă. Și e foarte mișto că tot filmul ești, bă, dar cine e ăla, bă, de vorbește de lângă celula? Eu tot timpul vorbesc cu el, portăm dialoguri și pe mine mă vezi abia la final, mă vezi când mă duce să mă omoare. Mă duc polițiștii să mă omoare, că sunt condamnat la moarte. Și abia atunci mă vezi, la sfârșitul filmului, când ies și fac cu ei, dau cu ei de pereți, nu știu ce, și atunci m-a filmat și pe mine. Dar până acolo tot timpul e foarte mișto. Ala, practic, over, e foarte mișto că zici că vorbește cu un perete. Foarte mișto. Mi-a plăcut foarte mult. Conștiința lui până într-un punct. Da, 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 da. Practic eu îl țin pe el în viață, cum ar veni. Că eu fiind acolo de mult, vorbesc cu el și că e așa, e nu știu cum, că-s fi tare, că nu știu cum, nu știu ce, până când mă ia pe mine și după aia asta rămâne singur. Rămâne singur în celulă. Și pe nu e mișto că rămâne singur în celulă și din ce mi-aduc aminte se schimbă rolul și el face ce fac eu. Ah, că mai vine cineva. O lasă în coadă de pește că vine cineva și el îl ține pe la... E leapșa. Da, cam așa, dacă mi-aduc aminte bine, cred că așa era. Uite, vezi, sunt foarte multe scurtmetraje care au niște idei foarte mișto de școală și din păcate nu le putem vedea pe nicăieri. Asta e mare. Da, pentru că au rămas niște examene pe care eu le aveam la un moment dat. Le aveam la un moment dat acasă, le aveam pentru că mi le-am strâns pe toate și cred că le-am la un moment dat la mama. Cred că la mama le-am. Poate ni le împrumut să le vedem noi. Cu mare drag. Știu că unele Hello Kitty sigur l-am. Hello Kitty e și pe YouTube. Da. Știu că un ATC-ul s-a apucat acum să facă o arhivă să digitalizeze cu toate filmele din urmă, dar nu știu în ce an au ajuns. Foarte mișto ar fi să facă și asta și ar fi foarte mișto să facă și cu spectacole de teatru. Licențele, de exemplu, Chicago Musical, în care eu am jucat, este pe YouTube. Se poate găsi, da. Cum vă place, la fel la colegii mai mari în care am jucat, este pe YouTube, făcut de Liviu Lucaci și Chicago, făcut de domn profesor Gelu Colceag, cu care și repet la ora actuală la Teatrul Național, la Opera de Trei Parale. Mai sunt. Au început să urce ușor și ar fi bine să le pună ca să vadă lumea. Să vadă măcar unde mișto, da, să rămână acolo undeva, să le vadă cineva. Și încet am ajuns la lungmetraj. Da. Da, am ajuns la lungmetraj, primul meu lungmetraj românesc, bineînțeles toată lumea din familia noastră pe care Radu Jude. Aici. Dar e foarte mișto povestea cu Radu. Să vă povestesc cum ne-am cunoscut. Unde ești bodyguard, apropo de ce ziceam. Da, unde sunt bodyguardul de la farmacie, da. E foarte mișto povestea cu Radu. Cu Radu m-am cunoscut la o reclamă. Făceam o reclamă și Radu, atunci nu știu cum s-a nimerit, că făcea el. A fost un spot de mai multe reclame la un produs, nu contează. Ca să nu zicem ce produs. Nu să zici că nu e nicio problemă. Nici nu mai contează. Da, așa, de ce să le facem reclamă? Da, bineînțeles. Așa. Le-ai făcut atunci. Și am făcut atunci destul. Și am jucat în spoturile respective la reclamele, în reclama respectivă și i-a plăcut foarte mult de mine la reclamă. Și după un timp am primit telefon.
uite așa, Silviu, salut, salut, uite, te sun din partea lui Radu Judec, uite așa, vă, are un rol pentru tine într-un lungmetraj. Când am auzit, am zis, da, wow, cum, acum vin. Da. Și după toată lumea din familia noastră a mai jucat într-un O umbră de nor. Umbră, umbră de nor, care nu știu dacă e ci scurtmetraj, mediumetraj. Cam 30 de minute, mediu. E pe acolo, e pe acolo, e mediu. Da, da, dar unde eram băiatul de la Pompe Funebre. De la, cu domnul Dabija, da. Cu domnul Dabija, dar am trecut de la Batigoar la Pompe Funebre. Și e foarte mișto și asta cu toată lumea din familia noastră, pentru că replica aia din film în care eu îi zic lui Șerban Pavlu, îi spun, îmi cere o țigară, îți dă și o țigară, îi dau țigara și când îi dau țigara îi spun, scoală-te Lazare și umblă. Exact, la fel a fost și pe set, că am scos asta și mi-a venit mie să-i zic chestia asta. Că Radu mi-a zis, bă, dacă îți vine ceva, dacă ai ceva, vrei să improvizezi. Da, poți să spui, că nu-i problemă. Ok, și mi-a venit mie chestia asta, că ia țigara, hai, el plin de sânge cu aia în cap, ați văzut filmul. Și zic, hai, scoală-te Lazare și umblă. În afară de faptul că i-a sărit profosul în cap, a bușit el în râs, ia toți pe set, toată lumea a început să râdă. Bun, se păstrează, mai facem o dată. Ok, și după aia am testat-o, eram la premieră, abia așteptam și momentul, zic, băi, să văd și eu, zic, o râde lumea la mine, apar și eu la final în filmul ăsta, primul meu film, eram acolo, în scaun, acolo, pregătit. S-a râs, fraților. S-a râs și am fost atât de fericit. Am zis, pentru prima dată, primul meu film, prima experiență. Bine că a păstrat-o. Bine, și replica, m-am bucurat că a păstrat-o, da, și că nu mi-a tăiat-o la montaj. Vă să aștept să nu mai fie. Excelent, zic, băi, mă bucur tare mult. Da, da. Mă bucur tare mult, da. Păi cred că eram și, adică nu, că sigur am fost și eu la premieră, dar nu ne cunoșteam atunci. Nu, da. Dar cu siguranță am râs, că de obicei râd la astfel de secvențe și oricum a fost un film foarte bun pentru vremea respectivă și care cred că a și luat multe premii. Da, 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 pe a luat. Știu că am fost, pe aia am fost și la Gopo. Apropo de premii, felicitări pentru premiul de la TV Mania, cel mai bun serial, Clanul 2023. Mulțumim, Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim, mulțumim și e premiul tuturor, inclusiv oamenilor din spatele camerelor care depună o muncă. Premiul clanului, practic. Exact, e premiul clanului. E de la X la Y, Z, A, B, C, D, F, tot alfabetul. E o muncă acolo colosală, nu vreți să știți cât de mult se muncește și cât muncesc oamenii a 12 ore pe zi, fiecare zi. Dar uite, interesant, pentru că tu ai jucat și în Vlad, ai jucat și în Clanul, ai văzut ceva, diferențe între cele două proiecte? Păi suntem aceiași. Sunt aceleași persoane, dar ca mod de lucru, ca mi se pare mai complex ca abordare, la Clanul, sunt cascade, sunt explozii. Da, să știți că nu se simte diferența, pentru că cunoscându-ne foarte bine între noi, lucrurile funcționează foarte mișto. Am mai spus-o și o mai spun, nu există certuri, nu există, toată lumea se cunoaște, pentru că ne cunoaștem foarte bine, suntem ca o familie. E bine. Și nu, adică acolo fiecare e pregătit pe segmentul lui. De fapt, asta e fiecare, noi actorii cu ce trebuie să facem, textul, tot ce și repetiții și tot și tot. Regizorii știu foarte bine ce au, fiecare ce are în cap, pentru că știți că sunt mai mulți regizori. Așa, Angel a scris foarte bine, Angel a făcut acolo o treabă extraordinară și na, adică toată lumea e foarte bine, toată lumea. Nu, și Lia Bugnar. Și bineînțeles, și Lia Bugnar, toată lumea. Da. Te întrebăm, te întrebăm, păi a zis de la A la Z, toată lumea. De la A la Z. Era acolo inclus. Te întrebăm pentru că Clanul pare un upgrade foarte mare la tot ce s-a făcut până acum, mai ales... Păi e altceva. Adică, e altceva, de la cum e filmat până la tot. Dar e și altă poveste, altceva, alt produs. Și mult mai fresh. Mult mai fresh, da. Hai să vorbim un pic și de televiziune, pentru că ai făcut multe chestii și în televiziune, O nouă viață, de exemplu... Primul meu serial. Da? Primul meu serial, da, O nouă viață, în 2012, dacă nu mă înșel. Primul meu serial cu tot la Pro, era atunci. Da, tu ai fost la Antenă o perioadă, chiar și în show-urile lor, reality show-urile lor. Am fost și acolo și în reality show, am fost în 2018, am participat la un reality show, unde am stat în sărbăticie 41 de zile. În ăla cu ultimul trip. Fără nimic, am fost acolo. Și cum a fost experiența aia, îți mai aduce aminte? Cred că n-a fost la fel ca în animația Madagascar. Foarte greu, dar a fost o experiență de neuitat, adică nu cred că o să mai întâlnesc niciodată în viață cu ce am trăit acolo și cum sunt lucrurile acolo. Noi suntem niște oameni fericiți, să vă bucurați în fiecare zi, să-i mulțumesc Dumnezeu pentru ce aveți, pentru că acolo nu știți ce greu e și cât de greu e. Oamenii n-au curent, n-au gaze, n-au... Pf,
și mizerie și sunt multe chestii, dar au și partea frumoasă, adică în fiecare zi la 6 dimineața când se trezesc toți copiii sunt pe plajă, se joacă cu, găsesc, improvizează din orice, dacă îi dai, nu știu, plasticul ăla sau orice îl dai să se joace, îți face ceva din el, aia toți se dau foarte bine, se dau peste cap, alerg, fac flacuri, flac, nu știu, capoeira, dansează tot timpul, cântă tot timpul, pentru că ei asta au în sânge și e foarte mișto și uită de probleme, adică ei sunt fericiți așa cum sunt ei, așa cum sunt ei sunt fericiți, sunt sănătoși, obișnuiți așa cum sunt felul lor, dar e greu acolo, e greu. Bărbații la ei munca principală e să meargă dimineața să pună, au niște cuști speciale pe care le lansează în apă și le iau, da, le iau undeva pe la 5:30-6 pentru că după aia oceanul se retrage, da, și se duc să-și, na, ai zile în care prinzi, ai zile în care nu prinzi. Dacă ar fi să mă gândesc așa, cred că a fost ceva mai greu decât asta, ca să fac o glumă, evident. Poftiți pe la noi, poftiți la țară, prin țară. Ți-ai luat niște ciomege de la... A fost greu și acolo. Bine, eram cadinicul care mai îndulcește viața. A fost greu și acolo, dar... Dar dificil. Da, am avut un sfârșit frumos. Și știți cum aia, toată lumea a trăit fericită până la adânci bătrâneți. Dacă că preferi serialele, filmele, nu reality prefer asta, prefer mai mult, da, să mă întorc la originile mele de actor. Să-ți faci propria realitate. Să-mi fac, da, să trăiesc acolo în realitatea mea. Cu duble, mai poți cu mai face mai multe o duble, cu repetiții pe scenă de dimineață până seara, e mai bine acolo, dar prinde bine și cu o chestie de genul ăsta uneori, de ce nu, să ne mai distrăm. Uite, vorbeam cu Emanuel înainte de emisiune, că în general actorii pe lângă că primesc etichete în funcție de ce roluri fac și așa, în general sunt înregimentați ori într-o parte, ori într-alta. Așa aici zic, ori o televiziune, ori cealaltă. Da. Tu ai fost la amândouă astea mari care contează. Cum se trece de la una la alta? Că în general pe unul dacă îl vezi la antenă, da, moare la antenă, nu mai apare la protecție. Da, libertatea asta tu cumva. Am înțeles, da, dar chestia e că poate contează foarte mult și pauza pe care o faci între ele. După ce am terminat treaba cu Mihai, că acolo a fost ultima... Mihai Bendeac. Băieți de oraș. Da, 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 dar s-a terminat proiectul lui, am avut o pauză destul de bună până la Vlad. Am avut o pauză destul de bună în care am axat doar pe teatru. Da, și am băgat la casting, teatru... Nu? Poftim? Te-ai dus la casting pentru Vlad. Sau da, zis, da, am dat casting pentru Vlad. M-a chemat Domnica Cărciumaru. Hei! Cea mai tare directoare de casting. Știm, din România. Da. Sau cum ar spune domnul Bogdan Farbăraș, iar să-l menționăm, director de casting șmecher. Șmecher, da. Salutări, Domnica, pe acesta, da, care a fost și ea la noi. Da, și domnul Farcăș, de ce nu? Ne e frică de el. Da. Mai ales în ultimele episoade din clanul... Ciomăgelu, da. A fost groaznic. Deci tot Domnica a mers, ai mers pe mâna, iată, mâna e bună. Are o mână bună. Și, am o probabilitate destul de mare la Domnica, cu la tot ce m-a chemat. Înseamnă că știi textul. A fost bine. Și are miros, are așa un simț pentru... Știe ce are la ușă. Da, e bine. E un lucru bun. Da. Oameni de calitate. De la Vlad mergem la clanul, nu? Pentru că a urmat firesc, în clanul deja e altceva pentru tine. Proiectul de suflet. Cel mai nu frumos, mai ești bodyguard. Cel mai frumos proiect, da. Cel mai frumos proiect de până acum, pot să zic cu mâna pe inimă, că e ce trebuie. E ce trebuie. Și ce de amploare și, și de tot, tot ce trebuie. Da, de tot și am trecut prin multe, de foarte mișto cum ne-a construit personajele Angel cu Lia. Da, la început, foarte în primele mișto episoade, brigada de crimă organizată în afară de... Mai așa, după care ușor am început să ne dezvoltăm. Da, da, și a, foarte, foarte tare. Adică nu știu ce să mă mai... Am tot zis peste tot, clanul e cel mai tare. Ce să mai... Păcat că când suntem la ultimul sezon, dar... Cel cu numărul 4. Da, sezonul numărul 4, dar vor mai veni și altele. Ați început înainte filmările, nu, la el? S-au început filmările, da. Când a fost Angel Damian aici, ne-a dat așa un mic spoiler din sezonul următor, atunci cred că era... A fost și Angel aici? Sigur. Da. A fost, toți care contează, ți-am între zis. Între sezonul 2 și 3, cred că a fost. Nu, între 1 și 2 chiar. Sau între 1 și 2. Și ne-a dat un mic spoiler legat de Pavel atunci că urma să-și piardă job-ul și să nu știu ce. Poți să ne dai un mic spoiler din... N-am sezonul 4? N-ai voie?
Nu pot e să sub zic, contract. Nu scot nicio vorbă, nu scoateți de la deci mine. Deci tu pe Angel trebuie să-l nici măcar dacă îmi pui pistolul la cap, nu zic. Nimic nu zic. E, Angel și-a permis că era... El își permite, el poate să zică. El poate să zică, eu nu-mi permit, eu nu zic nimic. Eu bine, nu atunci zic o să te întreb altceva. Uite, la mine în familie există mereu întrebarea asta, că foarte recurentă. Unde e sediu BCCO? Pentru că e una dintre puținele clădiri pe care nu le-am recunoscut. La Politehnică. Ah, ok. E okay. Una din clădirile alea de acolo. Mergi cum intri la Politehnică, mergi mai aproape de până în capăt, uh-huh, faci dreapta. Și pare o clădire acolo nouă și de aia. Nu, e acolo, mai... la Politehnică. Bun, la... bine cum am acolo, acolo filmăm. Acolo am e sediu. Bun. Aveam problema asta de mult. Da. În rest, stai liniștit. Nu, eu sunt mare fan clanul, adică casa lui Tătuțu este pe... Aia știu, e pe Chiselev. Pe Chiselev, acolo, da. Tot timpul am zis că mă opresc, l-am dat să intru acolo. Da, 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 da. Știu, am recunoscut acolo multe locuri din București și arată foarte bine, mai ales casa lui Tătuțu e piesă. Acolo e foarte frumos. Eu am rămas pe mamă, ce mi-a plăcut când am filmat acolo, am zis, mamă, cât de tare e aici, cât de tare. Ne-a povestit foarte Angel mișto, despre mișto casa, cum a fost mișto și ce s-a da întâmplat. Da, 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 mă bucur că m-a zis. Da. Ca să stăruim puțin la clanul, o să te întreb dacă există vreo secvență din ce ai filmat până acum, da, foarte dificilă, care ți-a rămas în cap și... Măi, am filmat o secvență dificilă, e vorba despre o bătaie între mine și Costache. Mm-hmm. Okay. În sfârșit. A fost foarte, foarte dificil de făcut toată chestia. Am repetat destul de mult, ne-am ocupat și cred eu a ieșit foarte bine. În general, uite, am observat în clanul că se joacă foarte mult băieții ăștia cu imaginea și cu filmarea și cu tot, tot, tot. Da. Sunt multe chestii pe care nu le-ai mai văzut în niciun film. Ați văzut și ce treceri fac și cum, da, cum se dă a cap. A fost eu bătaia am... șmecheră cu între, cum îl cheamă? La locomotivă. La locomotivă. La locomotivă. Între Mircea și Denis. Da, da. Între Mircea și Tudor. Mm-hmm. Între Denis Hanganu și Costin Dojoiu. Mm-hmm. Ați văzut cât de mișto? Da, nu acolo e la CFR. La CFR, da, fix la lângă... E, da, mai încoace, vii spre MedLife, spre spital. Păi da, poți după... Să intri, da, poți da, să da, intri da, la halele alea, știu, acolo. Da, acolo da e locomotiva. Da, da. Dar s-a... Da, da. Chiar acolo. S-a filmat mult în zona. S-a mai filmat acolo, da, s-a filmat. Și în turnul Griro și în toate alea. Ne-a plăcut secvența aia, chiar a fost da, e foarte. A avut băieții, așa o... Au băieții o tehnică și Zoran și da, și Zoran și Barbu, celălalt DOP, și adică își dau camera de la unul la altul, fac niște chestii de tăiat capul, adică și eu nu știu, frate, camera aia nu e ușoară deloc. Știu. Adică nu poți așa ușor să ții. Nu e ca și cum ții o cană de apă. Hei, ia-o tu. Da, da, oamenii și le dau de la unul la altul, trec dintr-un din cum te ia din exterior, trece cu ea prin portbagaj, se duce până în față, iese cu ea. Adică niște chestii. Da, dar cineva am avut eu, exersat apropo, Hello Kitty. Apropo de... A, acolo? Vă povestesc și acolo cum da, păi știu, când a intrat cu camera, ne-a povestit tipate. Când a intrat cu camera prin geam și nu avea acoperiș la mașină, tăiase acoperișul de la mașină. Și după aia a tăiat-o și a pus cu motoraș. Și se plimba și cu motoraș, da, stânga-dreapta și aia nu mai camera. Da, 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 să face asta, asta în 2011, puu! Da. Șmecherie, a făcut o Milo... Păi, uite acum. Uh-huh. Sau cum a trecut cu camera prin poartă. V-a povestit tipul da, da, prin da poartă, da, 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 da. Am avut eu, de exemplu, așa, apropo de secvențe foarte tare mișto... Spune, că să povestești ceva. Da, asta așa cu la clanul, am avut eu o alergare. Uh-huh. Când îl urmăresc pe David prin oraș. Și la un moment dat alerg după el și s-au pus băieți într-o dubă cu o mașină, și dă-i Mircescule și alergă 7-8 duble, dă-i numai sprint, și trebuia să mă țin după mașină. Și dă-i și alergă și alergă și când dădea talpă la mașină, dă-i și dă-te după el. De exemplu, o secvență grea. Pe 40 de grade, îmbrăcat cu geacă, cu hanorac. Aia la Unirii pe bulevard? Nu, eram la... Unde? La Unirii, dar mai da, sus. Nu, știu unde o zici. Brahova, la Piața de Flori. Exact, știu, exact acolo eram. Nu, da, mă gândeam că zici de cursa aia cu mașini pe bulevardul de la Unirii. A, nu, asta a fost mai am făcut-o recent. Și aia foarte mișto, da. Foarte mă mișto. Gândesc că s-a închis bulevardul. Am filmat într-o zi de sâmbătă, un weekend, și am oprit-o, da. Acolo a fost oprit. M-am uitat foarte atent, pentru că a fost închis nu numai bulevardul, dar și străzile laterale. Da? Și da, m-am uitat că de obicei mai scapă chestii. N-a scăpat nimic. Nu. Inclusiv filmare cu dronă. Nu, știu, da, nu da, s-a văzut nimic, nu, nimic din producție. Inclusiv că am avut o mașină de-asta specială, o mașină specială, au adus-o băieții, unde aveau camera pe mașină pusă ca să alergă. E foarte mișto. Am filmat și noi, am luat și noi parte, mașină lângă mașină, când unde s-a putut și ce s-a putut și în rest ei cu dronele, cu foarte mișto a fost. M-am uitat în ziua aia, eram eu n-am apucat să filmez foarte mult. Mai mult au făcut cascadorul, că era un cascador și ei cu toate nebuniile astea ce aveau ei tehnologice, cu mașina, cu drona, cu... și mă uitam acolo ca la mașini străine, zic, mamă, zic cât de tare, frate, zic,
să vezi chestiile astea, da, e foarte mișto să te uiși, să vezi și tu, să nu mor prost, vorba aia, adică dacă tot ai parte de așa ceva, să rămâi cu experiențele astea, că nu dacă, eu domne, dacă nu filmez, mă duc la rulotă, stau în rulotă, la ce să stai în rulotă, vin o naibii să vezi și tu acolo. E cum... fascinant, păi normal, vezi cum să aleargă tu, cu aparatele. Nu te mai, când te mai întâlnești cu ele și cine știe când mai filmezi sau unde mai faci, ce mai faci, mișto să le vezi cum se fac. Asta înseamnă să fii pasionat de ceea ce faci, de meseria ta. Ce mișto, cum trecea nenea ăla, era un nene care era cu dron acolo, trecea o dată printre mașini pe acolo, foarte mișto, și băiatul ăla cu mașina. Avea un BMW de la mai vechi, un combi, un seria 5, automat, benzin, un motor puternic și făcută, special făcută, cu bărți stânga-dreapta, făcută în față, cu o macara, o chestie care ținea camera și se ducea după aia cu mașină, după cascador, când dădea cu mașina, foarte mișto. Foarte asta tare. Dacă stai să te gândești de vremurile alea când erai în facultate și unde s-a ajuns acum. Da. Când trebuia să-ți vinzi mașina ca să faci apropo, o celulă. Da, apropo, da, cu băiatul ăla și având mașina ca să-și termine filmul. Da. Și acum arunci în aer BMW-uri în CGI. Da, uite, mă bucur că ai ce să povestești, adică cumva e un proiect care ți aduce și bucurii pe planul ăsta, nu știu, că experimentezi chestii și că vezi, da. Și la Milo am o poveste foarte mișto la Hello Kitty când ne-a băgat în mare la 3 dimineața și era undeva la, cred că m-a povestit Paul. Nu. Am intrat în mare la 3 dimineața și era undeva în martie, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Nu era cald deloc, nu era. Nu păi, era. Ți-aduc aminte de Visul, unde ați filmat pe plajă? Tot iarna. Apropo, da, și când am filmat pe plajă, când am strâns atunci, da, era foarte cald atunci. În ianuarie, februarie. Foarte mișto. Uite, vezi, da, e și bine. A ieșit bine. Țin de viața de actor până la urmă, dar îți rămân în cap. Apropo, ai, de transformări, treci și prin chestiile astea, da, nu? Trebuie să trecem și prin chestiile astea. Clar. Clar. Primul sezon din Clanul citeam că a adus vreo 70.000 de 70.000 de abonați pe Voio. Pe Voio, da. Ceea ce mi se pare foarte, foarte mult, da, mai ales că vorbim și de acum. Și acum o să fac o chestie acum, o să mai pun aici niște. Da, apă. Puneți liniștit. Am aici un pic, că până doar îl punem aici sub masă, că n-avem ce să facem. Trebuie să vedeți dumneavoastră, e o apă specială. O apă specială, vă arăt toată sticla. N-avem nicio problemă cu faptul că scrie nu știu ce pe sticlă, zizin sau mai știu ce, ci doar estetic. Adică, ok, am crezut că nu trebuie să facem reclamă. Nu. Beți zizin! Zizin! S-au inventat. Plăcerea râului. Bun. Și ajungem, nu? Și la motivul pentru care ne-am strâns azi, cel mai nou lungmetraj și al tău, și al lui Cătălin Saizescu, și anume Visul. Un film care a strâns foarte multe nume mari, doar dacă mă uit așa un pic pe poster, afiș, Adin Artea, cred că e cineva îmbrăcat în zi, în spate, nu se vede. E un băiat acolo. Un băiat, nu știu ce. Aici, lângă tine, da. E chiar în spatele tău, băiatul. Da. Nu știu, stă, e cam un nene, un băiat. Da. Și cu tine, da. Da. George Ivașcu, pe care cu toții îl știm din clan, chiar și tu. Ce mai avem? Ștefan Lupu mai avem, Lupu, domn director de la Teatru Mic. Da. Georgiana Saizescu. Georgiana Saizescu. Pentru că e un film de familie, nu? Adică trebuie să o spunem. Este Magda și Catone. Magda Catone. O avem și pe Gogo, acolo. Nicodim Ungureanu. Gloria Găitan, da? Da. E foarte... Și Vlad Logigan. Domn profesor. Care și în filmul ăsta, și în viața ta... Da. La un moment dat ți-a fost profesor. La un moment dat mi-a fost, la un moment dat mi-a fost profesor, că la, el, profesor. La el mi-am început școala. Că școala și pregătirea și tot ce înseamnă. Da, la el la clasă am fost și după aia am avut noroc pentru că l-am avut și la masterat. Aha. Când am început la master, a fost și la master cu noi. Deci a treia oară când ți-e profesor. Da. Da. Hai să povestim un pic de Visul. Hai să povestim, păi începem. Visul lui Cătălin Saizescu. Visul lui Cătălin Saizescu. A fost să facă un film despre Visul unei nopți de vară. A fost Visul unei nopți de vară. În piesă în care ai mai jucat. În care am și jucat, de altfel așa am debutat la Teatrul Național din București. Demetrius. Cu Visul unei nopți de vară. Dar nu mai știu aici Demetrius. Cum se cheamă rolul tău. Demetrius. Aici eu sunt Flaut, sunt unul din meșteri. Flaut, așa e. Sunt unul din meșteri, da. Măi, foarte mișto am început. Ideea e că, nu știu dacă știți, Cătălin a auzit de mine de la Vlad. Vlad m-a adus în discuție. Vlad și nu serialul. Vlad Logigan. Vlad Logigan m-a adus în discuție și căuta, na, actor, era în perioada de casting și a zis, băi, de ce nu vrei să-l vezi? Uite, am avut eu un student care face și fac foarte bine și a văzut de treaba lui. Uite, să-l chem la casting. Eu cred că se potrivește foarte bine pe unul din ăștia. M-a sunat, salut, Cătălin Saizescu, am auzit Cătălin Saizescu, opa, zic, stai așa să... Ia, dacă, uite așa, vreau să te văd la o probă, dacă poți să... Da, zic, cum să nu, cu mare drag. Am citit... Scenariu, am citit cu el și, bineînțeles, că i-a plăcut, m-a luat,
Și am repetat foarte frumos înainte la film, am făcut foarte frumos cum se face lectură, am stat pe text, am stat frumos de la personaj la personaj, ce vrea cu personajele, cum le vede, adică nu ne-am dus acolo, hai să facem și noi un film, citiți scenariul, vedeți, învățați-vă textul și hai. Nu, foarte frumos, am dezvoltat împreună, ne-am sudat ca grup, grupul să se vede. Trebuia se grupul vede să funcționeze, că dacă nu funcționa grupul, puteam noi să fim cei mai tari actori. Că știți cum e până la urmă vorba aia, curtea joacă regele, știți? Și cu Vlad acolo, cu toată lumea, cu celelalte personaje, ușor, ușor a adăugat, am făcut scenele, am făcut tot. Deja în momentul când a venit ziua de filmare, când am dat drumul la proiect, deja ne știam replicile, ne știam textul, ne știam situațiile, ne știam tot, doar că am fost puși în decor, cum s-ar spune. Deci ați petrecut mult timp înainte. Am stat foarte mult timp împreună la NERV film acolo, cred că am făcut vreo 2-3 săptămâni de repetiții. Da. Am făcut și am făcut cât s-a putut de mult și de bine. Bine, la replici. Film se muncește de mult. Text, ei munceau oricum de mult, dar pe partea de text, mă refer și cu actorii. Da. Și înțeleg că ați filmat chiar la penitenciar. Chiar la penitenciar la Rahova, da. A fost acolo o experiență de neuitat. Că vă dați seama, noi am filmat fix între ei. Între ei, în ghilimele, e mult spus între ei, dar erau acolo oamenii, că ieșeau la pauze. Când ei ieșeau la pauze, noi eram mai retrași, adică să nu ne amestecăm unii cu alții. E oricum foarte ok, dar e oricum foarte ok, foarte ok, adică... La un moment dat chiar se uitau, țin minte că am avut o scenă în film, ați văzut-o aia, când suntem toți în cușcă și ne dăm textul pentru visul. Ne dăm fiecare text, eu la un moment dat dau cu pumnul într-o bancă, nu știu ce. Da, și ei țipau, dar foarte mișto că țineau cont până se dădea stop. Niciodată să nu ne strice dublele. Foarte, foarte bine. Au fost foarte mișto băieții. Frumos. Și da, ziceau, ne mai dădeau cu impresii, mai țipau la noi. Bine, bă, așa se face. Da, nu știu ce acolo. Hei. Și practic, era mișto că țipau de la unul la alții. Ei au și un cod acolo. Ei vorbesc ca un limbaj al lor specific. Da, ei nu vorbesc cum vorbim noi acum, românește. Așa. Ei au niște expresii ale lor, că au ei codul lor, nu știu ce spune acolo, ce își transmit unul la altul. N-ai prins nimic așa. Da, atunci am învățasem ceva, dar vă spun sincer, am uitat. Era o chestie, mi-a explicat la un moment dat un gardian că aia înseamnă nu știu ce, dacă are țigări sau o chestie de asta, nu mai știu exact. Da, și ei având toți geamurile spre curte, niciodată n-aveai cum să te vezi să fie așa sau ceva. Țipau ieșeau la geam și vorbea cu ăla de acolo, dar îl țipa pe ăla, George! Și ieșeau ăla din partea ăla, zi bă! Nu știu ce, Să-l jurau. Era din celula de lângă. Da. Cam piesa. Da. Deci a fost o experiență. Da, și vedeai, de exemplu, când erau cei de la maximă securitate, deținuții mai periculoși, ca așa le spuneau, acolo știai când ieșeau 7-8 mascați, că ei ieșeau când ieșeau cu 7-8 mascați înconjurați. Erau ca ceilalți care erau mai... unde aveau mai puțin de ispășit sau o chestie de genul ăsta, da. Da. Practic ați și filmat și v-ați făcut și documentarea în același loc. Da, dar nu e plăcut deloc să stai acolo. Adică și noi am stat. Mai ales pe termen lung. Noi am stat destul de mult, vreo 2 săptămâni și ceva. Turiști. Am stat vreo 2 săptămâni și ceva. Dar ei chiar au o trupă de teatru acolo, de exemplu. Ei au deținuți care sunt actori. Și care există un festival de teatru între al penitenciarelor, da. A, deci chiar cumva și aveau premii, ceea ce făceați voi. Exact, oamenii de acolo, la un moment dat chiar au trecut unii dintre ei care ne-au și spus gardienii spre uite ăla joacă, ăla e actor. Veneau și mai urcau și ei un ochi, se uitau, dar nu foarte mult, că oricum nu-i lăsau. Ei aveau alte treburi de făcut, pentru că de exemplu, cu cât muncești mai mult la penitenciar, ai beneficiezi de mai multe chestii. De exemplu, primești mai multe pachete, ai dreptul să suni de mai multe ori acasă, primești un salariu. Atenție, sunt oameni în închisoare care își plătesc facturi și întrețin familia din penitenciar. Banii pe care îi câștigă la penitenciar, că au un salariu de, nu știu, 2000 de lei sau cât o da, habar n-am, unde trimit bani acasă. Ei trimit bani acasă la familie. Interesant, da. Sunt unii care își văd de treaba lor și care muncesc și chiar așa, sunt unii care nu vor să muncească și stau în celulă. De exemplu, nici nu ies, nu sunt nici măcar unde se mănâncă la... unde au locul de a mânca, de exemplu. Sau... Foarte interesant. Da, nici eu nu știam treburile astea. Nevăzută, da. Și cu cât muncești mai mult, de exemplu, ți se cade și la pedeapsă, beneficiezi de mult mai multe chestii. Ai dreptul, de exemplu, dacă muncești nu știu câte, nu știu cum, ți se dă voie să mergi o zi acasă. Asta eu nu știam. Și am zis, cum adică să duci acasă? Păi dacă nu mai vine? Și mi-a zis, cum să nu mai vine? Cineva, și unde să se ducă? Păi. Și el până la urmă, dacă de exemplu mai are un an de făcut sau ceva, pe el e nevoie să nu mai vină. Vine, normal că vine. Sau ai multe drepturi de a primi vizite sau o chestie de asta, că știm cu toții că se mai întâmplă. Da,
Și vedeam, la un moment dat învățasem, îi vedeam vizual, deja știam pe aia care munceau, chiar reținusem vreo 3-4 care munceau oamenii de dimineață până seara, frate. Băgau, erau unii care chiar munceau, îi vedeam mereu pe la curte, pac, făceau nu știu ce, făceau aia, cărau aia, făceau aia. Aveau magazinul penitenciarului unde la fel, din ce am înțeles, nu se plătește cu bani. Cu bani, au niște jetoane sau niște chestii, au, da, au niște chestii ale lor cu care se plătește. La fel ăla venea cu camionul cu marfă, cărau sucuri, cărau alea, cărau alea. E un întreg univers acolo. Sunt trupe, dar stai puțin că am văzut, erau locuri unde era pusă varză roșie, castraveți. Pe acolo. Făceau, oamenii și fac treabă. Pentru cine nu s-a prins, vorbim despre filmul Visu și despre cum s-a filmat el. Vreau să spunem un pic despre povestea din film, că are legătură cu tot ce ai povestit tu. O trupă de teatru din pușcărie care trebuie să pună în scenă în visul unei nopți de vară. Sunt numai băieți, joacă și roluri de fete, unul dintre ei, ca să zic așa. Și de aici încep tot felul de situații mai mult sau mai puțin amuzante și ridicole, dar amuzante pentru spectatori. Ce mi-a plăcut că fiecare personaj are o individualitate a lui, are particularități. Și dacă ați văzut, fiecare are o sensibilitate a lui. Fiecare a lui, fiecare. Asta mi-a plăcut și mie. Mi-a plăcut și de tine și de Lupu. Sunteți așa niște personaje foarte mișto în această gașcă de nebuni. Nebuni, țăcăniți, fiecare cu ticurile lui. Și să-l și pe Nosfe, care Nosfe, Dumnezeu să-l ierte, care nu mai e printre noi și a făcut treaba extraordinar de bine și a muncit omul ăla chiar, adică și ticul ăla pe care era în film tot timpul și face și a lucrat foarte mult la chestia asta și și-a dat toată silința și a ieșit foarte din punct, și cred că și voi ați spus că a ieșit foarte, văzut, foarte bine, văzut, având în vedere că el nefiind actor, fiind cântăreț, dar vedeți ce contează și asta, urechea muzicală, că ai ritmul ăla. Din punctul meu de vedere, și chestia asta, și cu filmul și cu teatru, tot muzică e, ca fiecare film are muzicalitatea lui, fiecare piesă de teatru are muzicalitatea ei, adică stai bine să te gândești, că tot ca un portativ funcționează. Da, e bine că asta l-ai menționat și pe el. Da, 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 da. Eu m-am împrietenit foarte bine cu el și am dezvoltat o relație, adică și după film am rămas prieteni foarte buni și... Dar uite, cum e viața, azi ești, mâine nu mai ești, ce să facem? El abia aștepta și tot timpul spunea, băi, abia aștept să iasă filmul ăla. Că noi ne-am mai întâlnit și pe la alte evenimente, discutam, eu îl mai vedeam pe la televizor, îi dădeam mesaje tot timpul, că mai așa cu câte o piesă sau cu astea. Dar, da, na, cum e vorba aia, Dumnezeu ia oamenii buni lângă el acolo. Ceea ce o să aflăm, o să aflăm la un moment dat dacă e bine sau e rău. Da. Și când o să ajungem acolo, cu toții să vedem. O să mergem acolo cu toții. Se știe. Oricum, rămâne o moștenire frumoasă pentru... A lăsat mult în spatele lui și avea și mult mai multe. Și cu muzica și cu albumul. Nu știu dacă ați apucat să ascultați albumul. Vi-l recomand să ascultați albumul ăsta pe care l-au scos băieții după ce el s-a stins. Și a lăsat multe. A lăsat multe. Și în primul rând și-a lăsat o familie. A lăsat o familie frumoasă. Adică are cine să-i ducă numele mai departe. Și asta, na. Na. Vreau să te întreb dacă, că am vorbit așa de rolurile tale până să trecem la teatru, pentru că e o altă parte foarte importantă. Vreau să te întreb dacă te-a copleșit vreodată succesul. E o întrebare foarte bună, dar eu niciodată n-am... Nu știu, dar niciodată nu consider că ai avut succes. Păi, da, asta voiam să zic. Dar adică tu stai modesti. Nu e vreodată modestie aici, adică eu nu știu... Știi cum e asta? La mine totul s-a întâmplat treptat. Adică am pus cărămidă peste cărămidă. Am muncit pentru fiecare chestie în parte. Succes. E mult spus succes. Celebritatea? Nici măcar celebritate. Eu consider că mi-am făcut treaba bine. Sau foarte bine. Sau asta, nu știu, voi spuneți, oamenii din jur și cei care... Voi sunteți cei care vedeți chestia asta. Adică eu nu știu. Eu știu că... Eu îmi văd de treaba mea. Cam, nu știu, asta cu succesul și cu vedetă sau cu cuvintele astea, pentru mine nu există. Adică eu sunt omul care cu asta se ocupă, eu pentru oameni fac chestia asta, că mi-am pus acolo, oamenii poate nu știu chestia asta, dar în momentul în care sunt pe scenă sau când fac o chestie sau filmez, eu acolo îmi pun tot sufletul, toate cele, tot ce am eu, toate armele mele pe care eu le am și ce am strâns eu în bagajul meu de cunoștințe și ceea ce am învățat eu de-a lungul timpului până în ziua de astăzi, în timp de 15 ani de când am început meseria asta. Eu toate armele astea le folosesc și le dau mai departe ca eu să sparg ecranul ăla sau să sparg să trec din de al patrulea să trec sticla și de al patrulea perete la scenă, la teatru. Al patrulea perete este cel voi, publicul sunteți. Să sparg și al patrulea perete și să ajung la voi în sală acolo în sufletul vostru sau la cinematograf unde sunteți și să-i spuneți: "Bă, băiatul ăla chiar mi-a plăcut. Uite, chiar mi-a transmis chestia asta."
De, din păcate, n-am ajuns să te vedem la teatru, dar mi-aș dori foarte tare. Și eu te-am văzut la... Eu am fost, fost la Mamma Mia. Ai fost la Mamma Mia, am fost și la Mamma Mia și te-am mai văzut într-un spectacol la care m-a invitat, nu mai știu acum să spun cine, cred că Farcaș m-a invitat. Da. Ah, la Glengarry Glen Ross, exact. După film. Exact, adică exact. Totul sau nimic. Da, da. Unde, da, foarte, foarte, foarte mișto piesa și foarte mișto interacțiunea da, între voi. Ne-am și întâlnit. Acum da, ne-am salutat după spectacol. Iată, așa e. Bravo. Dar lăsând la o parte Glengarry Ross, care a fost foarte mișto, am fost impresionat de Mamma Mia, este să spun că am zis că vorbim și de Mamma Mia puțin. Mi s-a părut că dă așa o mare bucurie spectacolul. Ai văzut? L-am văzut de două ori. Și mi-a plăcut foarte mult. Ți-a dat dopamină. Ești cântând, ești așa cu o bucurie în suflet. Fericit, ceea ce e cel mai important. Asta e cel mai important. Și am văzut pe stradă treaba asta. Asta lumea funcționa, muzica, adică da. Era ceva... Da. Era și eu, la parcă, final, parcă ne-ar fi drogat cineva. Când se termină spectacolul, la final mi se ridică tot. Adică parcă uit că au fost 3 ore de spectacol. Da. Și nu e un spectacol ușor. Păi nu e, ai tocmai că... Că nu e un spectacol unde se cântă, se dansează, se joacă în același timp, plus că e hăul atât de mare, imens, și mii de oameni în sală. Dar nu mai înțelegi nimic când intri pe scenă și îți vin toți ochii pe tine și zici, wow, unde sunt, tată? E, sparge peretele ăsta. Asta tot timpul am spus și doresc fiecărui artist, actor, coleg de-al meu să trăiască sentimentele astea, că sunt cele mai frumoase și cele mai importante, că pentru noi, până la urmă, noi pentru ce muncim? Pentru cele 10 minute de aplauze de la final unde lumea e mulțumită și pentru cele 10 minute de aplauze de la cinematograf dacă filmul e bun. Că despre asta, sau că te recunoaște mai pe stradă și spune, băi, ce mult îmi place de tine cum joci în X sau Y proiect. Ai avut astfel de întâlniri? După Clanul, după Vlad, nu știu. Cu lumea să cu lumea pe stradă, cu fanii, de exemplu. Cu da, oameni. Cum să nu? O am zilnic asta. Păi, clar că e, dar e una care să-ți fie ești așa în evidență, nu știu, să-ți fi rămas. Eu, uite-mă, ce... Sunt oameni, da, care, da, adică le vezi în ochii lor și spun cu, adică, nu știu, am avut, de exemplu, acum recent eram afară cu, apropo că am avut spectacolul ăsta de care ai spus, da, unde ai și fost, unde joc cu Farcaș, da, și eram afară amândoi și vorbeam, dădeam text sau ceva și a trecut un om și a zis, vă mulțumim pentru ceea ce faceți, vă iubim. Păi ce vrei mai mult de atât? Da. Și ai zis, mulțumim și noi să rămână că ne urmăriți. Pe și crezi, minte, da, adică și un om, era un om mai în vârstă care a spus, chiar a spus unul din suflet, adică era cu o plasă, mână, era la un magazin acolo ieșise și vă mulțumim și, dar chiar sincer, așa, trecător. Păi cum crezi să nu ți se înveselească ziua? Crezi că nu ăsta e succesul? Păi cred că ăsta e succesul, da. Ăsta e succesul, deci da. E? Da. Sau recunoștința oamenilor. Eu mai bine o numesc recunoștința oamenilor față de ceea ce faci. E mai frumos așa. Mai poetic. Mai poetic, da. Acum e iarnă, nu se vede că ai cămașă cu mânecă lungă, că ești plin de tatuaje. Am venit și eu îmbrăcat mai oficial, hai să-mi pun o cămășuță astea, că zic, vin la băieți acolo, filmez, e, ce să mă zic, vin numai eu. Nu, voiam să te întreb dacă vreodată te-au încurcat tatuajele astea, pentru că joci în roluri atât de diverse, încât mă gândesc că uneori nu se potrivesc, sau acolo unde se potrivesc nu te iau. Nu m-am încurcat niciodată și nu o să mă încurce niciodată. Oamenii au cam înțeles treaba asta cu tatuajele. Da, mă gândesc că există, am văzut în filme, în ceva, am avut moment, acoperă... Dar să știi că am avut și eu proiecte în care am jucat fără tatuaje. Mm-hmm. Durează mai mult, ce-i drept, pentru că... Ați le-au acoperit. Da, actorii tatuați vin mai devreme pe set, cu 2-3 ore, pentru că asta se întâmplă, dar n-am, și cel puțin în teatru, de exemplu, la fel, n-am avut probleme. Mm-hmm. Adică chiar am fost luat chiar pentru chestia asta, ca să mulți și foarte mulți regizori chiar m-au dezbrăcat în spectacole. Pentru că e o artă și e o formă de artă și asta și mulți au înțeles, nu mai suntem ca pe vremea comunismului, ești tatuat, ești pușcăriaș. E da, dar uite, de dar exemplu, n-ai putea să joci un rol de pe vremea comunismului, să spunem. Dar ești îmbrăcat. Dacă erau îmbrăcați toți. Da, da. Erau toți îmbrăcați acolo. Aveau halate pe ei, aveau flanele, aveau ce aveau pe ei, aveau. Nu. Nu, nu am avut. N-am avut probleme și nu cred că o să întâmpin. Adică să vină ceva să spunem, nu te-am luat că ai tatuaje. Deci nu te-am probabil încurcat. Că nu m-ai luat, că am avut o probă slabă și nu m-am descurcat. Nu că tu aveam tatuaj. Prefer să-mi spui așa, băi, ai fost prost că n-ai făcut cum trebuie. De-aia nu te-am luat. Nu să-mi spui, nu te-am luat că aveai tatuaje. Nu. Mai bine spune că-s prost, n-am făcut bine și a fost mai bun altul ca mine, că nu mă supăr. Adică e loc pentru toată lumea și o spun tot timpul și o spun, e loc pentru toată lumea meseria asta. Nu, te-am întrebat strict din punct de vedere al rolului. Nu, n-am avut probleme. Să știi că n-am avut probleme niciodată. Nu, nici pe teatru, nici pe film. Nu. Hai să vorbim de teatru. Ai o grămadă de roluri. Tu cu teatru ai început, cum spuneam la început. Teatru am început și nu o să-l las niciodată, pentru că din punctul meu de vedere, ăsta e abecedarul. Și te întreb pentru că în toate interviurile tale, da, tot timpul, chiar dacă tu joci în filme și în seriale, da, și așa, referințele tale mereu sunt din teatru. Da. E clar că acolo e ceva altceva. Acolo e, la Sfânta Scândură. La Sfânta Scândură, acolo e. Acolo se întâmplă magia.
de acolo, de acolo, le iei de acolo și bine, trebuie să fii atent pentru că filmul e o trecere foarte subțire și foarte delicată între teatru și film. Pentru că acolo naturalul natural, pe scenă e altceva, e altă compoziție, altă chestie, acolo trebuie să joci mai mult, trebuie să joci, că trebuie să mă vadă și ăla din rândul 7 de la balcon și să mă audă. Adică e o trecere fină și delicată. Dar diferența, am spus-o și o spun în continuare, la teatru este aici și acum, la film ai dreptul să greșești, că mai facem 74 de duble până ne iese. Și la teatru ai uneori reprezentații mai proaste, bineînțeles mai că bune. Da, normal că asta nu suntem roboți. Avem zile mai proaste, zile mai bune. Important e să-l faci așa cum poți de bine în ziua respectivă și să-l duci până la capăt. Ca omul ăla să înțeleagă și să vadă povestea la care a venit și a plătit, nu? Și să-l faci pe omul ăla să se reîntoarcă la teatru, să-l aduci înapoi. Nu să zică, ha, nu mai vin niciodată. Nu. Și așa la teatru, tu ai o problemă să zici că nu prea îți plăcea până într-o vreme. Da, da, nu, eu nu am fost mare fan și în continuare nu cred că sunt mare fan al teatrului, da. Pentru că am văzut niște piese foarte proaste și am zis că nu mai duc. Și după aia încet, încet, făcând acest podcast și trebuind să fac și documentare... Da, dar s-au diversificat și piesele, au început să fie mai altfel, au fost mai comice, poate mai complexe, știi? Da. Și ce am văzut în ultima vreme a fost foarte ok. Adică mi-am dat seama că s-a mai schimbat și partea asta. Pentru că noi am avut o zonă neagră și cu filmele, nu neapărat cu teatru. Și cu filmele am avut numai filme de festival și nimic de public, adică filme care ieșeau în cinematografie și făceau 200-300 de spectatori și nu le mai vedea nimeni după aia. Da, da, uite, acum am evoluat, vezi? Și toate lucrurile evoluează, da. Știi? Dar trebuie să le dai timp. Timpul le rezolvă pe toate, știi? Și o perioadă bună pentru tine, pentru că ai avut foarte multe proiecte cu succes. Mulțumesc Dumnezeu, da, uite, am avut multe proiecte. Și Băieții Deștepți, că e cel mai recent. Și Băieții Deștepți, că am avut, da, da, aproape 50.000 de spectatori în sale de cinema. Da, ceea ce e foarte important pentru un film independent, știi? Exact. Și s-a dezvoltat foarte bine toată treaba asta. Da, și tot ce facem și ce se întâmplă și muncim foarte mult pentru tot. Mi se pare că se schimbă ușor, ușor și generația de actori. Adică schimbă, da. De data asta începeți voi să urcați și cumva ușor, ușor, spre nemulțumirea unora, să înlocuiți ce a fost. Ceea ce mi se pare absolut firesc. Dar nu așa normal. E normal. Așa nu e, așa e normal. Ziceam. Eu, de exemplu, fac parte într-o generație extraordinar de bună. Toți colegii mei sunt peste tot. Păi gândește-te, spuneam, la Pucioasa, trei oameni dintr-o școală din Pucioasa, vai mama ei, cum spunea și doamna dirigintă, doamna directoare, când am vorbit la telefon, au ajuns actori. Da. Restul fetelor la fel, am zis. Bine, eu mă refer la generația mea de la facultate, păi, clasa mea. Dar tot de acolo. Și vă dau un exemplu acum de colegi de ai mei pe care cu siguranță îi știți și sunt peste tot joacă, adică asta zic că s-a... Nu trebuie să venim din spate, până la urmă. Da, fie că așa sunt. După aia noi... Mergem mai bine alții care moștri sacri. Vin așa și tot așa. Dumnezeu, important e să fim sănătoși, să facem cât mai multe și să ne țină Dumnezeu așa cum trebuie. Eu sper să ne mai vedem și peste 20-30 de ani la cineva în podcast să ne amintim. Ne-a dumneavoastră ceva, ți-a adus aminte. Și noi fiind doi moști de la Mapeți. Aduceți aminte când am venit la voi atunci. Da, da. Și tinerii din ziua de azi care nu mai sunt cum eram noi. M-ați primit cu afișele mele acolo. Doamne, ce frumos a fost. Și am vorbit de Batman și m-am văzut pe doamna dirigintă, doamna directoare. Și noi te întrebăm care Batman. Că nu o să știm. Ăla cu negru, cu coarne. Bun, Doamne hai ajută. De povestește-ne Doamne de ajută. Piesele de teatru în care joci acum și vreau să te întreb ce dacă, putem vedea? Da, dacă le-ai numărat vreodată pe toate. Că de fiecare dată, asta spuneam când urcam în lift, de fiecare dată la orice interviu ești, deci mai am acum două piese, mai am trei piese, mai punem nu știu pe ce, mai v-am spus și vă repet, muncesc foarte mult pentru că altfel nu poți să urci și păi să faci mai departe. Dacă ajuns. Da. E normal, e normal. Bine, eu sunt și genul de om care nu știe să zic că... Eu nu zic niciodată nu. Eu zic da. Mulți colegi de-ai mei mă întreabă, multă lume mă întreabă, bă, tu nu ești sănătos la cap. Cum le faci, mă, pe toate? Cum le rezolvi pe toate? Păi dacă muncesc, eu mi încep ziua la 6 când tu dormi. Când te mai duci și la sală, când mai faci și aia, când te... Mai ești copil. Cât și cu copilul acasă, zic, păi mi le împart în așa fel încât să mulțumesc pe toată lumea. În zile, cum pot, când pot, așa, le fac pe toată lumea. Păi de unde să încep? De unde știi tu că noi nu le știm? Pare. Dacă le-am numărat vreodată de când am, de când fac meseria asta, da. Nu le-am numărat niciodată. Sincer, nu. Nu le-am la filme a fost mai ușor. Da, n-am făcut atât de multe filme pe câte spectacole de teatru am. Dar la teatru am multe, foarte încă. Multe, foarte multe, da. Păi la ora actuală am 11 la numai la Teatru Național. 11 piese adică numărate. E vreun numărate, an care nu joci? Numărate, 11. Sunt 11, da. Visul om de vară, Eden, No Man's Land, Pădurea Spânzuraților, Regele Lir, Livada de Vișini, Opera de Trei Parale,
ce mai am, am zis Nomenzant, am zis, Călătoria cu domnul Dan Puric, Cuvântul progresosit de Mamusulă teribil de fals. Deja le-am uitat pe primele și mă gândesc că tu ții minte textele la toate astea. Necuțătorul din Veneția, cu domnul Caramitru, Dumnezeu să-l ierte. Și acum, bine, opera de trei parale încă n-am scos-o, urmează să scoatem în ianuarie, pe 13 și pe 14 ianuarie la Teatrul Național, la Sala Mare. Repet, și la un spectacol tot la Teatrul Național, Nu-și deschise, cu Tomi Cristin, o piesă scrisă de el. A participat la un workshop cu Mimi Brănescu. Dar văd că ai hardul destul de mare, că magazinezi multe texte. Da, a fost un an bun, da. 89, pentru teatru. Da, da. A, și mai aveam la Național Mașineria, a lui Housewater. Asta n-am pus-o. Așa. Și musicalul I Love You, You Are Perfect Now Change, Te iubesc, ești perfect, acum schimbă-te, în regia lui Victor Bucur, unde o să-l scoatem pe 9 decembrie. O să avem avant-premiera și premiera oficială, probabil că o să fie la anul. Așa, după care ne mutăm la Teatrul Roșu, unde am două spectacole cu colegul meu minunat, un actor desăvârșit, un artist emerit al, știu de cine zici, al teatrului și filmului românesc. Așa ceva nu se mai naște și nu se va mai naște niciodată. Venit din baicul lui Pantelimon, mutat de câțiva ani de zile, mutat de câțiva ani de zile în Chiajna, cu o familie, cu o familie frumoasă. El a plecat de la fotbalist și a ajuns actor. Și anume inegalabilul, incontestabilul și inegalabilul prietenul meu de suflet și fratele meu, Sergiu Costache. Un băiat deștept. Un băiat deștept, de altfel. Și un actor foarte bun, unde joc alături de dânsul și alături de colega mea frumoasă și talentată și minunată, Ana Odagiu, două spectacole și Maria Radu, soția domnului Radu Gabriel. Avem două spectacole, O moștenire și doi nepoți și O femeie împărțită la doi, după care ne mutăm la Teatrul Elisabeta, unde avem spectacolul Ghiși cine te sună, regia Taniei Popa, cu o distribuție de excepție. Căutați pe teatru, pe teatruelisabeta.ro. L-avem pe Andreas Petrescu, Gabi Costin, Tania Popa, unde joacă Mihaela Mihăescu. L-avem pe Bogdan Bogdan, eu uite ce scapă numele. Ha! M-a prins acum. M-a prins că m-am concentrat pe spectacol. Șoc, Sergiu Costa. Așa. Tu mă pomenești de Sergiu. Așa. Aici tăiați la montaj. Așa, după care ne mutăm la Sala Palatului, unde am vorbit despre Mamma Mia, musicalul Mamma Mia, unde ne vedem pe 16 și pe 17 decembrie. După care... Doar pe 16? Lasă-mă să vină și pe 17. Bine, doar pe 16. Așa, am uitat ceva. Unde să mă mai duc pe undeva? Aveam și la Bulandra, dar nu se mai joacă. Cam dar așa. Cum ții minte, nu? Cam așa, cum ții minte toate textele astea? Pentru că sunt foarte multe. Și la Gloria, la Sala Gloria, ne întâlnim cu la spectacolul Totul sau Nimic, unde ai fost și dumneata. Da. Regia lui Răzvan Oprea, tot la fel cu o distribuție de excepție. Paul Ipate, Bogdan Farca și îl avem pe Andrei Mateiu, îl avem pe Alex Zob, îl avem pe Răzvan Oprea, îl avem pe domnul Pavel Bursan și, bineînțeles, pe Monica Odagiu. Cum ții minte? Pe cum să țin minte? Dacă cum? Cu asta mă ocup? Care e metoda? Ție când ți-e foame, mănânci? Mănânc, dar... Așa e și la mine. Dar cu asta mă ocup, ce să fac? Și nici nu uiți să mănânci. Și bineînțeles, pe 11 decembrie ne vedem la... Nu, de fapt, din 12 decembrie ne vedem la în cinematografe cu filmul Visul. Evident. Și bineînțeles, de luni, în fiecare luni, pe Pro TV și pe Voio, Clanul. Mai zic? Am jucat în multe spectacole. O să facem o listă la Caranfil pe 6,9 pe scara Richter. L-am jucat și la domnul Caranfil, la 6,9 pe scara Richter. Urmează acum să iasă și la Igor Kobilanski, o să urmeze să iasă o să iasă în curând, când o ieși filmul lui Comatogen, unde la fel am luat parte și acolo la proiectul ăla. Cu Daniela Nane, Daniela Nane și cu acest proiect. Da, și cu Andrei Orodici și cu Sergiu Costache. Da. Cu Sergiu sunt peste tot și bineînțeles încă un film pe care l-am făcut cu Sergiu Frați, în regia lui Radu Potcoavă. Radu Potcoavă, da. Da. Ia spune puțin despre această foarte mișto, producție. Foarte mișto. Am lucrat foarte bine cu Radu. E o poveste despre doi prieteni foarte, foarte buni care trec prin diferite probleme. Uh-huh. Probleme în cartier, cu banii, cu interlopii, cu nu știu ce. La un dat se întâmplă o crimă și... Mai departe nu vă povestesc, că vreau să fie surpriză. O să fie surpriză. E foarte mișto realizat, e foarte mișto cum a gândit-o Radu. Mm-hmm. Și cel mai mișto e că filmul e filmat one shot. Asta e mișto. Păi și cât are? Adică? Adică e one shot, nu e cu cameră, prin plan, cu nu știu ce. Tot timpul din mână, tot timpul one shot. Da, o oră jumate sau cât ține? O să vedeți. A făcut o chestie foarte interesantă, da. Foarte mișto.
Să nu vă mai zic că l-am făcut cu Sergiu în 4 zile. Și am avut text, fraților. Am avut text. Acțiunea numai pe noi, da. Da, și a ajuns undeva la 60 ceva de minute. Wow. Da. Super. Da. Da, așteptăm. Am băgat camigurile. 4 zile. Frați, regia Radu Potcoavă, da. Probabil anul viitor o să posibil, vedem posibil, posibil, posibil. Da, 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 da. De-abia așteptăm. Nouă film al lui Igor și el, probabil că tot anul viitor. Da. Da, bun. Deci avem. Băieți deștept deja, știm cu toții că a fost în cinematografe și cred că mai e. Cred că mai este cinematograf. Avem de muncă, să mulțumim lui Dumnezeu că e de muncă și că avem în continuare, dar asta cu succesul și cu ce a spus voi mai devreme e că na, trebuie să muncești pentru ceea ce ai. Prin muncă, nu? Prin muncă. Și important e de acolo de unde ajungi să știi să-ți controlezi lucrurile, să le managerezi așa cum trebuie, să nu cazi în partea cealaltă, că după aia dacă ți se urcă la cap și... Păi de-aia te-am întrebat. Și dacă ți se urcă, se urcă la cap și crezi că ești acolo sus și nu știu ce, cât de sus ești, atât de ușor cazi. Muncești ani de zile să ajungi acolo unde trebuie și într-o secundă poți să distrugi tot. Și atunci e păcat. De-aia tot timpul am și mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a întâmplat chestia asta să fie totul treptat. Că dacă te lovește chestia asta la 20 de ani sau când ai să ai așa multe și seriale și filme și spectacole, e normal că atunci la vârsta aia nu gândești la fel. Păi normal. Cu toți am trecut prin chestia asta, normal, da. Dar dacă ți le dă Dumnezeu așa cum trebuie. Eu am avut colegi, exemple, în exemple, unde au avut roluri principale printr-un serial sau filme făcute sau... Și ușor, ușor s-a stins flacăra aia. Că se stinge. Se stinge dacă nu știi cum să controlezi lucrurile și atunci când e valul ăla, să bați fierul cât e cald și mai tare, și mai tare, și mai tare. Asta eu așa am făcut tot timpul. Când a fost chestia aia, m-am dus și mai mult. Bă, nu contează, te duci, că n-ai ce să faci. Nu să te pui aici în scaun, să spui, băi, acum joc în clanul, joc în... Să te culci pe ureche. Mai stau, eu n-am timp, nu. Nu mă, eu am timp, că așa le faci. Că ușor, ușor proiectele se termină. Termin cu serialul și după aia nu știi când se mai face, ce se mai face. Dar cu ce rămâi? Trebuie să rămâi cu ceva. De-aia bag amigul, acum am băgat, de exemplu, în perioada asta, cât a fost perioada cu pauza la filmări și cu toate cele. Imediat am pornit motoarele pentru teatru, să băgăm. Știi? Să ai o continuitate. Normal, practic, normal, da, că acolo alea rămân, știi? Plus că n-am menționat încă o chestie foarte importantă. Eu nu am sâmbătă și duminică. Eu muncesc de luni până duminică, pentru că sâmbăta și duminica, chiar dacă am spectacole la teatru, că am reînceput stagiunea. Voiam să vorbim și de da, asta. Da, am ajuns și la asta. Sâmbăta și duminica sunt trainer la Academia Studiourile Buftea, unde lucrez cu copii. Am adolescenți, am 3 grupe de adolescenți, unde e foarte mișto. Lucrăm cu ce am învățat eu în facultate. Cu Vicky Raileanu. Pe care cu Vicky Raileanu, da. Cu Daniel Nuță. Cu Groapa, da, de la Groapa. Da, colegul, da. Cu Valentin Paraschiv, care e un coleg de-al nostru actor. Cu Alma. Cu Alma. Și cu mulți alții colegi de-ai noștri, unde lucrăm foarte mișto și s-a dezvoltat foarte, foarte mișto chestia asta, Academia Studiourile Buftea, unde la ora actuală avem 900 de copii. Sunt foarte grupe. Multe grupe. Mm-hmm. Da, eu am grupele mari, de exemplu, și ușor, adică fiecare și-a ales o medie de vârstă. Și lucrăm exact cum am lucrat noi la facultate, sâmbăta și duminica, unde facem cu ei festivalul de teatru, unde joacă în piese de teatru, unde e treptat, de fapt, prima dată e ca la examen, cum am avut noi scene de teatru clasic, după care trecem la un spectacol întreg, după care fac și scurtmetraje, fac prima dată un scurtmetraj de 10 minute, după care dezvoltăm și ajungem la 30 de minute și tot așa. Mai nou se face și un pilot de serial pentru o televiziune. Ați avut și un film la cinema lunile trecute? Am avut și niște, da, am avut și un film la cineva. Mintea copiilor și toate cele. Adică s-a dezvoltat foarte frumos treaba asta. Și asta spun, dacă vrei și vrei să faci chestia asta, poți să o faci. Trebuie doar să ai voință și să-ți placă ceea ce faci până la urmă, că despre asta e vorba. Cu cât îți place mai mult, cu cât te dezvolți mai frumos. A existat vreodată un moment în cariera ta când ai fost dezamăgit de meseria asta și te-ai gândit, nu știu, chiar și foarte puțin să renunți? Niciodată. Oricât de greu mi-a fost și am avut momente foarte grele, mai ales la început când eram student și când am trecut primul moment grele, foarte grele. Dar niciodată. Am tras cu dinții și am spus lasă că o să vină soarele pe strada mea. Dar am muncit, fraților. Munceam la facultate, de exemplu, stăteam până la 4 dimineața în facultate, după care la 9 eram înapoi la cursurile de teatru universal, unde era numai să ne povestească și să-ți dai seama, numai de asta n-aveai tu chef. Noi repetam, dar erau alte vremuri atunci. Acum ușor, ușor se transformă totul așa, ca la corporație.
Noi acolo ne lăsăm, că de-aia e facultate, e vocațională, nu până la urmă, adică, bă, ne lăsau oamenii să ne facem treburile acolo, să repetăm ca nebunii, să facem pentru examene, să fim buni, să arătăm, să facem, să apreciam, că de-aia probabil că de-aia știm să apreciem unii dintre noi și în ziua de astăzi ceea ce au. Știi? E important să apreciezi la nivelul la care ai ajuns și să-ți aduci aminte, să dai timpul apoi, să nu uiți de unde ai plecat, să spui, mamă, îți aduci aminte când plecam pe jos de la facultate la 4 dimineața pe minus 20 de grade. Plecam cu Gabi Costin, de exemplu, colegul Gabi Costin, aveam o regie la Ivanov, la Tudor Lucanu, care acum e undeva prin provincie, pune spectacole, dacă nu mă înșel, pe la Timișoara, Iași sau ceva de genul. Și făceam Ivanov și repetam cu Găbițul până la 4 dimineața și plecam la minus 20 de grade pe jos prin zăpada aia nenorocită. Noroc că Găbițul avea tot timpul într-o daia de fier, avea el stroh, cum se numește, unde ăla e foarte tare, ăla nu poți să-l bei, dar pe vremea aia, da, minus 20 de grade, dacă luai o guriță de aia, în sfârșit ce că e sobă. Și era foarte, da, și am trecut prin multe momente, dar am tras cu dinții. Am tras cu dinții și nu ne-am lăsat niciodată, că despre asta e vorba, dar n-am avut niciodată în gând să zic, gata, nu, mă las. Da. Atunci, de fapt, se vede cu adevărat dacă îți dorești pe chestia asta. Că ești un om foarte muncitor, ești și de un optimism feroce. Da. Apreciem toate lucrurile pe care le faci pentru noi, pentru că până la urmă pentru noi le faci, nu doar pentru noi doi. Pentru acum noi vorbesc în numele tuturor. Da. Și ne dorim să te vedem în cât mai multe proiecte. Să vă audă Dumnezeu, asta să fie cel mai important, să mă vedeți în cât mai multe de acum încolo. Să le duci mai departe. Doamne ajută și să fiu mulți ani de acum încolo, să mă vedeți și în altele. Până ne plictisim de tine și după aia o luăm de la capăt. Bineînțeles, exact. Bineînțeles. Să nu uităm frumos. Că din 12 decembrie nu visul uitați, intră da, în nu uitați, doamne, și domnilor, din 12 decembrie visul la toate cinematografele din țară cu o distribuție de excepție și un subiect de neratat. Practic, de atunci o să devină visul împlinit. Da. Până nu este visul. E doar un vis. Ajung la ultima întrebare? Te rog, dacă... Bun, ultima insiști. Întrebare, să vedem. Poate data asta vom avea un răspuns. Există vreo întrebare pe care ți-ai fi dorit să adreseze lumea și nu ți-a adresat-o nimeni până acum? La asta nu m-am gândit niciodată, dar pot să vă duc tot aici în zona asta. Mi-ar fi plăcut ca întrebarea respectivă să mi-o spună un anumit om. Și anume tatăl meu. Pentru că nu am apucat niciodată să mă vadă ceea ce fac. Și cu asta am încheiat. Încă o dată mulțumim, vă mulțumim și vouă că v-ați uitat la noi. Bineînțeles, săptămâna viitoare o să venim cu un alt invitat pe care o să luăm și pe el la întrebări. Până atunci puteți să vă uitați la ce am făcut pe canalul nostru de YouTube. Ne găsiți și pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe unde mai vreți voi să umblați. Cred că suntem cam peste tot. Spotify, nu? Apple da. Podcast, de-astea. Se podcastul, podcastul industriei de film din România, așa cum ne auzim. Vă urează la revedere. Vă urează la revedere, să vedeți doar filme bune. Doamnelor și domnilor, numai la CineFan, cu doi băieți absolut minunați. Hai să o luăm așa treptat. Din clasa 1 am făcut vioară și violă. Violă când mi-a rămas vioara mică. Apoi am trecut la canto clasic. Eram o mică mare vedetă în Pitești, mă chinuia talentul rău de tot. Pe final de liceu, când mama cu propunerile ei absolut demențiale a venit și a spus: "Uite, este Bravo Bravissimo, un concurs în care trebuie să cânți, să dansezi și să și joci." L-am cunoscut pe Geo Saizescu, da, regizorul, și am prins drag de partea asta cu actoria și după filmare m-a întrebat: "Tu vrei să te fac actriță de comedie?" Și le-am spus alor mei: "Eu vreau să dau și la un ATC." Și mama a zis: "Aoleu, Doamne ferește, băi, noi am muncit atâta, am investit atâta ca să ce?" Marele meu vis, că tot vorbim de visul, este să joc într-un film musical. Are tata o vorbă: speranța moare ultima. Important e să visăm, să ne jucăm, să cântăm, să dansăm și să mergem la cinema musai. Mulțumesc, băieți!